Bună seara, dragi prieteni ai sportului! Iată-ne din nou în studiourile OLTV, unde, după cum știți, în fiecare zi de luni, la ora 18:30, prezentăm principalele evenimente sportive ale lunii, ale săptămânii și competițiile la care sunt angrenate echipele noastre, atât interne cât și internaționale. Suntem încă la început de drum competițional. De acum încolo vor începe cu adevărat meciurile interesante, atât de la handbal, la fotbal, cât și competițiile la alte sporturi, mă gândesc aici la tenis de masă, judo și karate. Și înainte de a vă prezenta invitații de această seară, să facem o scurtă prezentare a evenimentelor petrecute la sfârșitul săptămânii. În primul rând, victoria echipei de fotbal CSM Slatina în Liga a doua la Pandurii Târgu Jiu, și cu acest prilej cred că echipa din Slatina și-a îndeplinit obiectivul, pentru că știm foarte bine că la începutul campionatului, văzând programul, era foarte greu de stabilit câte puncte va acumula Slatina în primele 10 etape, deci au învins la Târgu Jiu cu 1-0. Urmează ca în ultima etapă, sâmbătă pe 11 martie, să întâlnească acasă pe teren propriu echipa din Dej, Unirea Dej, va fi ultimul meci înainte de desfășurarea play-out-ului. Iar la handbal, echipa CSM joacă joi în deplasare, echipa de fotbal de handbal CSM Slatina joacă în deplasare la București cu CSM București în Cupa României. E un meci de antrenament în vederea meciului din 12 mai cu Pandurii Târgu Jiu, meci extrem de important în cazul unei victorii, șansele de a rămâne în Liga 1 de handbal, la Liga Florilor, cresc aproape de 90%. Să mai menționăm că după Diana Alexandroi, o altă handbalistă slătineană și-a făcut debutul în echipa națională, este vorba de conducătoarea de joc Rebecca Necula, convocată la lotul național de handbal al României, care a susținut două meciuri de pregătire în compania echipei Ucrainei la Bistrița. Tot conducător de joc a fost folosită și de antrenorul Florentin Pera, Rebecca Necula. Așadar, am vorbit despre evenimentele petrecute la sfârșitul săptămânii, să revenim la emisiunea din această seară. Dacă data trecută am avut în emisiune reprezentanții formației ACS Caracal, formație de fotbal din Liga 4, care ocupă poziția a doua în clasament și se luptă pentru câștigarea campionatului diviziei D și barajul pentru promovarea în Liga 3, în această după-amiază, în această seară, avem și reprezentanții celelalte echipe aflate în momentan pe primul loc la gol averaj. Este vorba de formația ACS Oltu Curtișoara. Bună seara, domnilor invitați, să-i facem și prezentările. În stânga mea imediat este Alina Andronache și la extremă este Petrișor Neagoie, care sunt jucători în cadrul echipei ACS Oltu Curtișoara și au venit în această seară să le spună celor din Curtișoara, cei care îi susțin în Curtișoara și reprezentanților județului Olt, reprezentanților sportivi ai județului Olt, ce au de gând să facă în acest campionat, pentru că știm, ne aducem aminte, vara trecută s-a ratat obiectivul. Asta e când ai de fotbal mare, mai e și emoții, mai e și probleme, mai vine și echipa adversă cu câte o mișcare pe care nu o știi și se întâmplă ce se întâmplă. Înainte, deci Alin Andronache în stânga mea și Petrișor Neagoe acolo la extremă, ca să spunem așa. Bună seara! Bună seara și vă mulțumesc pentru faptul că v-ați rupt în timpul dumneavoastră liber să veniți să vorbim de fotbalul din Curtișoara. Ieri a fost prima etapă a returului. Am fost la voi la meci la Curtișoara, am văzut meciul, ați învins Oltețul Osica cu 4-1, 4-0 la pauză, repriza a doua. Ați vrut să mai dați și goluri, ați dat și un penalti, dacă nu mă înșel. Da? Exact. Dar e un scor destul de bun. Ca să intrăm în suspans, adică voi cred că știți rezultatele din etapa asta. Ne-am documentat. Da. Să le spunem și telespectatorilor că Oltul Slătioara a învins Iris Tuturescu cu 3-2. Coteana a dispus de FC Oscornicești cu 1-0. Cum spuneam, Curtișoara, Oltețul Osica 4-1. Unirea Domnilești Energia Viitorul Străjești 2-1. ACS Caracal, Unirea Prășcoveni 2-0. Voința Schitu Viitorul Știința Drăgănești Olt 0-6. Viitorul Rusănești Valea Oltului Potești 1-3. Și Viitorul Osica de Jos Știința Mărunței 1-1. În clasament, cele două formații deja s-au rupt de restul plutonului. Curtișoara are 45 de puncte după 16 etape, Caracalul de asemenea 45 de puncte tot după 16 etape, însă echipa de lângă Slatina din Curtișoara are un golaveraj mai bun, 70-13 față de 54-10. Celelalte echipe au pierdut deja trenul, ele se luptă doar pentru o poziție cât mai bună în clasament. Așadar, hai să facem o scurtă prezentare a echipei din Curtișoara. Vă rog. Bună ziua! Echipa din Curtișoara este echipa care și-a dorit dintotdeauna să ocupe primul loc. Anul acesta
am reușit deocamdată să fim pe primul loc. Sperăm să fim în continuare până la finalul campionatului acolo sus, să reușim să jucăm și acel baraj de promovare și să-l câștigăm. De data asta trebuie să-l câștigați. Cu siguranță. Da. Echipa este formată din 20 de jucători. Deci lotul de jucători, da? Lotul de jucători, dar împreună cu domnul antrenor, cu domnul Dan Ignat și... Domnul Dan Ignat, ca paranteză, am înțeles că are o activitate fotbalistică și prin străinătate, dacă am înțeles bine. Da, da, a jucat în... Ne-am încercat să-l aducem aici. Sâmbătă, când am fost acolo, era foarte emotiv, mai ales din pricina reprizii a doua, nu știu ce s-a întâmplat, că și l-a zis pe bancă, a pus mâinile între cap așa și se tot gândea la ceva și i-am zis, nu, că nu pot să vin din motive care le-am și l-am înțeles. Este o fire perfecționistă și ne bucură treaba asta, la fel trebuie să fim și noi ca să obținem cele mai bune rezultate. Fără antrenor bun și fără indicațiile lor, exact, Nu poți să joci la întâmplare, că e un joc colectiv. Față de anul trecut, ați primit în lot jucători noi, Ali? Da, am primit jucători noi, foarte talentați, buni, care se pregătesc foarte bine, pot spune așa. Noi, restul, i-am primit cum se cuvine, încercăm să-i facem cât mai aproape de echipă și să ne ajute pe viitor. Da, deci deocamdată toate lucrurile sunt în ordine la Curtea. Deocamdată, vorbim acum. Sperați ca și la sfârșitul campionatului, prin mai-iunie, când se joacă acel baraj, să fiți pe primul loc, așa cum sperați cei de la Caracal, că fiecare are aspirațiile lui. Problema e cine e mai bun cu bășica, cum se spune, nu? Exact. Meciurile cu contracandidata la... A fost foarte greșit turul, că am fost acolo. Exact. Sunt foarte disputate și anul trecut cele două victorii ale noastre au fost la limită. Să sperăm că vom continua să avem meciuri bune cu ei și să ieșim învingători. Problema e să nu fie meciul cheie, chiar meciul de la Caracal, poate până atunci se întâmplă ceva, să vedem dacă s-a întâmplat ceva în favoarea voastră, în defavoarea voastră, oricum, lupta e deschisă până la capăt, nu se poate face așa. Exact. Turul ați avut foarte bun, n-ați avut nicio, decât înfrângerea la Prășcoveni, aia în tur, care s-a întâmplat să fie. A fost un pas greșit care, sperăm să nu mai repetăm, a fost un șoc la echipă, s-au schimbat multe de atunci. Și îi așteptăm în etapa a treia la Curtișoara să ne luăm oarecum revanșa față de ei. Da, de Prășcoveni. Exact. Adică nu săptămâna asta, cealaltă. Da. Meci greu, că vin să agață de ceva, eu știu. Nu știu, în fine. Spuneți-mi, ați terminat în tur, lumea mulțumită locul 1, nu? Că ați bătut și așa. Ați avut o pregătire centralizată de iarnă, că se spune că cine nu face pregătirea de iarnă, indiferent de ce condiții, e mai greu de abordat un sezon de primăvară-vară. Am avut o pregătire centralizată locală. La Curtișoara? Da, da, da. În ce a constat? Pregătire fizică, pe asta s-a axat. Cu mingea n-ați prea jucat? Nu. Deci că am văzut și la meciul cu Cosica că la un moment dat îi sufocaseră să păia, nu mai știu cum să dea minge. Ca pregătire fizică, de erați prezent tot timpul pe teren. Da. Deci ce acolo? Numai în pregătire fizică. Deci două ședințe pe zi sau trei câte erau? Nu au fost trei antrenamente pe săptămână, în special da, de pregătire fizică, atât alergări cât și aparate de forță. Din păcate, din cauza condițiilor meteo, nu am putut să facem pregătirea pe terenul de fotbal și ne-am pregătit pe unde am putut, chiar și în sala de sport. A Comunei Curtișoara. A Comunei Curtișoara, da? Da, o sală bine dotată care ne-a ajutat să ne punem la punct fizic. Pe perioada asta ne-a spus că ați făcut și 3 meciuri amicale, sau câte? Mai multe. Am făcut 6 meciuri amicale. Așa, hai să ne povestim, tu de 3, care vă alegeți? 3 dintre ele au fost cu echipe din eșalon superior, de la Liga 3-a. Da. Echipe bine pregătite fizic, tehnico-tactic, ne-au pus probleme și... Au fost două frângeri și o victorie. O victorie cu echipa din Colonești care ne-a dat speranțe mari și ne-a dat încredere. Pentru nivelul Ligii a 3-a. Exact. Și celelalte echipe care au fost? Celelalte 3 echipe au fost din județele limitrofe. Bine, dacă noi mai avem Potcoava care e în Liga 3. Exact. Și Colonești. Și cu Potcoava. Da. Echipe din vârful clasamentelor. La Liga 3. La Liga 4.
La Liga 3 a fost meciul cu Colonești, meciul cu Potcoava și meciul cu Sporting Roșiori, echipă de pe locul 2. Care se bate la promovare în Liga 3 să intre la baraj. Și celelalte 3 meciuri? Petri. Celelalte 3 meciuri au fost susținute la Craiova cu echipa de pe primul loc din județul Dolj. A fost cu cea din județul Telorman, cu cea de la Buzești, echipa din Buzești, o echipă foarte bine pregătită. Și cu echipa de pe locul 2 din Vâlcea, care de asemenea s-au întărit și vor și ei să promoveze. Deocamdată sunt pe locul 2 acolo, la mare bătaie cu cei de la Sparta. Acela a fost cam și singurul meci în care, probabil că după antrenamentele intense din timpul săptămânii, nu am putut să le punem probleme și să ne facem jocul nostru. Dar voi așa în sine, că nu întreba antrenorul, că nu e cu noi, sunteți mulțumiți de pregătirea asta pe care ați făcut-o? Adică credeți că s-au atins toate obiectivele cerute de antrenorul Ignat? Totdeauna e loc de mai bine. Cum am spus și anterior, domnul antrenor e perfecționist, ține foarte mult la timpii pe care îi stabilește dumnealui. Noi încercăm să îi dăm încredere că putem să facem ceea ce ne cere și sperăm că am atins toate problemele pregătirii. Da. Un impediment la Liga asta a patra, după părerea mea, este faptul că voi jucați și fotbal și încercați marea performanță și aveți serviciu. Deci vă duceți 8 ore la serviciu, indiferent unde lucrați, nu știu, nu mă interesează. După care urmează programul ăla, trebuie să stai din timpul tău liber, din alea orele alea care sunt libere, să te duci la antrenament, să faci pregătire, să vii cum să vii. Cum împăcați serviciu cu performanță? Că până la urmă, Liga 4, câștigi Liga 4, câștigi barajul, intri în latura sportului de performanță. Că Liga 3 nu mai e așa de plăcere. Cum împăcați serviciu și performanță? Și activitatea fotbalistică? Asta e punctul care ne dau cele mai multe bătăi de cap, pentru că aproape toți jucătorii avem locuri de muncă, atât din sistemul public și sistemul privat. Diversificarea acestora programului de lucru ne dă de bătăi de cap din punct de vedere al planificării antrenamentelor. Nu putem să ajungem chiar la toate antrenamentele toți jucătorii. Uneori chiar și la meciuri sunt asemenea probleme. Adică pregătești o săptămână un meci și vezi că sâmbătă nu poate să vină că e schimbul 2 sau schimbul 1 sau mai știu ce. Exact, din păcate nu putem renunța la lucrurile de muncă. Niciodată. Fotbalul este o pasiune deocamdată la Liga 4 și v-am zis, lucrurile de muncă ne ajută pe partea financiară. Pe latura sportivă e greu, pentru că după un program de 8 sau 12 ore de muncă, cât lucrăm noi, trebuie să venim la antrenament, să fim prezenți fizic și psihic, să putem să înțelegem și să punem în practică apoi la meci ceea ce ne cere antrenorul. Punctul tău de vedere, amândouă se întrepătrund. Exact. Deci nu există, când e să faci efort, faci, te duci, faci altui coleg în loc, ca să fii sâmbătă liber și așa mai departe. Cu toții facem efort. La tine cum e? Și la mine este destul de greu, dar din pasiune pentru fotbal încerc să combin utilul cu plăcutul și să ajung cam la toate antrenamentele săptămânal. În condițiile în care veți intra în Liga 3, lucrurile se vor schimba. Părerea mea că la Liga 3 oricum trebuie să faci un cantonament de vară. Deci dacă intri un cantonament centralizat, nu mai merge cu cantonamentul pe plan local, cu alergatul pe teren și jucați cu mingea nu știu pe unde. După care începe marile examene. Cum va fi atunci cu serviciu și cu sport? Mai este, până atunci nu ne-am gândit, sau cel puțin eu nu m-am gândit ce va fi atunci, dacă o să mai facem parte din lotul echipei sau dacă o să facem parte, cum o să reușim să împăcăm și... Și capra și vărsa, cum să zice pe rămâne. Exact. Într-adevăr, echipele de Liga 3 fac cu siguranță antrenamente zilnice, antrenamente la ore la care noi suntem la muncă, iar cantonamentele necesită, nu știu, un concediu de odihnă care nu e de odihnă. Măcar 10 zile. Exact. Asta e pasiunea, o duceți până la extrem, nu? Adică până unde se poate, e cum e. Am văzut că terenul arată în condiții bune, avea puțin nisip acolo la porți, era mai bun ca la Cluj, că la Cluj era, parcă era troaca porților, ca să avem așa o expediție mai neacademică. Da.
v-ați antrenat acolo, știți, cred că fiecare unghi, nu? Da. Deci, de baza materială, ce puteți să ne spuneți? Adică, sunteți mulțumiți de condițiile asigurate acolo? Păi, deocamdată, da, adică, terenul... la baza materială înseamnă teren de pregătire, înseamnă vestiare, înseamnă apă caldă, înseamnă ghete, înseamnă shorturi, înseamnă echipamente. Conducerea ne-a susținut întotdeauna pe latura aceasta și le mulțumim pe această cale. Ne-au ajutat sportiv, financiar și logistic, ne-au pus la dispoziție terenurile și materiale de antrenament pentru a desfășura antrenamentul în condiții optime. Acum mai nou este aproape finalizat și terenul sintetic. Asta vreau să vă întreb. Exact. Am văzut că ați trecut pe lângă el. E aproape gata. Terenul sintetic de la intrarea în comună, care cu siguranță ne va ajuta să desfășurăm activitatea și pregătirea în condiții meteo nefavorabile terenului de iarbă și chiar și condiții de lumină având nocturnă față de terenul de iarbă. Deci, Neagoie, ești mulțumit de ce se asigură comuna? Cu siguranță. Adică transport, eu știu ce e pe acolo. Tu ești mulțumit de condițiile asigurate de conducere pentru voi? Da, eu sunt foarte mulțumit de conducerea clubului. Încearcă să ne ofere tot ce avem nevoie, în primul rând. Nu. Deci condițiile de Liga 4 sunt foarte bune, zicem. Da. Adică nu sunt, eu știu, sus și scoboruri, stai că azi dam, păi mâine am și așa mai departe. Performanța când are o rupere undeva de lanț, alege praf. Nu? Da. Da. Ce știți de adversarele voastre de la promovare? Vă referiți la echipele din Argeș. Din Argeș. Că aici se știe, la clasament se știe. Deci aici e clar lupta cu Caracalu. Radu Mirești are 32 de puncte, deja la 13 puncte în spate. E mult de recuperat în 15 etape. Ce știți despre ele? Da, echipele din județul Argeș sunt și ele destul de pregătite. Nu avem foarte multe informații la acest moment. Nici nu ne-a interesat foarte mult, pentru că până la baraj mai e destul. Dar am văzut că din lotul acestora fac parte jucători experimentați care au jucat în eșalonele superioare și care îi ajută să câștige. Din ce am înțeles, nu prea au gustat gustul înfrângerii până acum. Deci care este pe primul loc acolo? Echipa din Câmpul Lung. Mușelul Câmpul Lung. Și echipa a doua la câte puncte distanțe? La 3 puncte. La 3 puncte. Deci înseamnă că e victorie acolo și au victorie pe linie și urmează meciul retur. Da. Deci acolo se va juca până la... anul trecut a jucat cu Vâlcea. Cum mi s-a părut Oltu Călimănești față de... Eu știu, Argeș e mai bun fotbalist decât Vâlcea sau invers? Da. În punct de vedere fotbalistic. Păi cei de la Argeș noi cunoaștem, cred, nu știu exact la acest moment, echipa din Călimănești a fost o echipă, s-a dovedit a fi mai bună ca noi, deși mulți suporteri și oamenii de pe lângă echipă ne-au spus că la meciul tur echipa din Vâlcea a apărut una slab pregătită față de noi și de aceea am câștigat. La retur jocul s-a schimbat și din păcate nu am reușit să ne atingem obiectivul. La penalturi, s-a pierdut la penalturi. Dacă nu mă înșel, dar la penalturi s-a pierdut. La penalturi, da, la penalturi. Da, unde... dar am făcut greșeli și în timpul meciului care ne-au costat. Da, mai ales aia din minutul 4. Am luat golul foarte, foarte repede. La primul. Că dacă nu l-ai pe la primul și era 0-0 la pauză, era altă situație. Dar mă rog, asta se întâmplă. La meciul vostru de ieri, voi sunteți fotbaliști, știți, aveți noțiunea de fotbalist. La meciul vostru de ieri cu Olteț Ursica am constatat un lucru. Portarul vostru din poartă, care a fost, că nu știu cum îl cheamă, că n-am nicio informație. Tăcșinaru, da. Așa? Niciodată pe parcursul celor 90 de minute nu a degajat mingea din mână. Asta înseamnă, păstrând proporțiile, un fel de mini Barcelona care construiește orice atac, orice acțiune de la nivelul careului de 16 metri. M-am uitat atent la el, am văzut că nu dă niciodată cu piciorul minge, toate mingile au fost puse către lateral sau către fundașul central. E o condiție impusă la antrenor sau? Sau e punctul foarte al vostru ăsta, nu știu. Păi, încercăm la antrenament să construim de jos, cum spunem noi, să plecăm cu minge scurte. Fotbalul modern, cum se spune, da. Exact, să construim fazele de atac de la portar, de la fundaș. Deși cred eu că suntem o echipă bine pregătită și la jocul aerian,
în faza de construcție preferăm jocul de pase. Terenul, din păcate, e unul bun, dar nu în condiții extraordinare și câteodată ne mai pune probleme. Ce să zicem, da, încercăm să plecăm cu mingea de jos cât se poate. Care e punctul forte al echipei voastre, ia spune. Cred că omogenitatea grupului. Da, văd că la golul stați bine. 70 de goluri în 16 meciuri înseamnă o medie multă. De 3, 4 aproape. 4 exact, goluri. Aveți și golgheterul echipei aici. Deci golgheterul echipei? Da. Câte goluri ai dat? 14. Din 70. Da. E bine pentru că are 14 el și restul sunt și alți jucători care pot să dea goluri, presupun. Nu te bazezi pe unul singur. Gata, dacă lipsește Alin, gata, nu mai dă nimeni gol. Cu siguranță nu. Toți jucătorii, mai ales cei care joacă în compartimentul ofensiv, au un bagaj tehnic bun și sunt ajutați și de cei din spate să marcheze. Și totuși punctul forte care e? Apărarea, mijlocul sau atacul? Că văd că aici aveți 13 goluri primite în 16 etape, deci 0,80 pe etapă. Goluri destule, un jur de 4 pe etapă. Care e secretul acestor rezultate la voi? Care credeți că e secretul? Nu cred că e un compartiment foarte sau un compartiment mai slab. Cred că seriozitatea, munca în echipă, sunt jucători care pot să joace atât în spate cât și în față și au făcut-o de-a lungul etapelor. Nu cred că e un compartiment, nu știu, favorizat sau mai bun. După meciul de la Călimâne s-a schimbat antrenorul. Care a fost impactul asupra voastră? Îl știați pe Dan Ignat înainte sau a venit așa ca de niciunde? Când a venit la echipă, îl știați de undeva, de unde e, ce face, ce a antrenat? Da, îl știam. Dan Ignat se pregătea cu noi ca jucător în momentul acela, da. Dar nu aveam nicio informație că el ar urma să fie antrenorul echipei dacă... Și când a venit antrenor, ce a zis? Păi, în primul rând a fost surprinzător, nu ne așteptam la asta, dar îl știam ca o persoană serioasă și dornică de a reuși. Și care e relația voastră cu el acum? Când se pregătea cu voi, era jucător la jucător, nu? Când e antrenor acum, eu l-am mai văzut că am avut niște ieșiri acolo pe bancă. Vorbesc de ultimul meci. Nemulțumit de anumite lucruri. E o relație bazată pe respect, atât din partea noastră către dumnealui și invers. Ca orice antrenor, sunt emoții pe margine. Și la 4-0? Și la 4-0, probabil că uneori e mai coleric. Cu toții suntem și în teren și noi avem reacții uneori deplasate sau ieșite din comun. Dar cu toate astea, întotdeauna ne-a înțeles și ne înțelege momentele mai slabe, caută să le repare fără să, nu știu, să ne afecteze emoțional sau să, nu știu, să ne scoată adică, din teren, să ne la 4-0 n-a lăsat-o mai moale sâmbătă pentru că era cu gura pe voi pe margine, deși era 4-0 scor. Și repriza a doua au câștigat-o oaspeții cu 1-0, pentru că ați mai ratat o grămadă de ocazii, ați ratat și 11 metri, nu? Da, s-a întâmplat să ratăm. V-am zis să nu trebuie să o lăsăm mai moale pentru că noi avem un obiectiv bine stabilit și înalt față de echipa cu care am jucat. Trebuia să ne facem jocul și golurile pe care le-am marcat și pe care puteam să le marcăm, să ne dea încredere, să ne ajute și în clasament, pentru că, uitați, suntem la egalitate de puncte și golaverajul e cel care ne departajează. În caz ne departajează, în caz exact. Alin, tu care e relația ta cu antrenorul? Păi, este o relație bazată pe respect. O respect foarte mult pentru ce a realizat în fotbal. Încerc să-i ascult toate sfaturile pe care mi le oferă. Știu că are încredere în mine și îi mulțumesc pe această cale. Încerc să nu-l dezamăge și să se pregătești intens. Da. Acum, dacă v-au venit și colegi noi, cum s-au integrat ei cu voi și voi cu ei? Colegii care au venit, îi cunoșteam înainte? Îi cunoșteam din competiție, unii de la jocurile amicale de pe terenurile sintetice din oraș. Sunt jucători foarte buni care s-au remarcat la echipele la care au evoluat și care cu siguranță ne ajută de fiecare dată când joacă, practic nu prea se vede diferența între ei. Deci s-au integrat bine în mecanismul. Și cei care au plecat sau noi, da. Tu ai spus că ești vârf de atac, golgeter, tu? Eu, mijlocaș central. Mijlocaș central. Da. Care e mai greu pentru atacant sau mijlocaș central? Care poți e mai greu?
Cred că postul lui Petri, colegul meu. De ce? Pentru că trebuie să facă ambele faze. Asta apărarea. Păi când ce e în atac, ca da peste poartă, mai se ordinește pe la marginea careului pe acolo, nu? Nu face nici fata, dar... Cum a spus și dumneavoastră, jocul este mult mai elaborat, iar domnul antrenor le cere și jucătorilor de atac să participe la faza de apărare și practic să fie primii fundași primii echipei. Exact. Unde nu te vină, adică nu să stea numai în căciola de la care au de 16 metri, să vină și pe față de apărare, că altfel vine aia cu superioritate. Știți că anul trecut ați avut la meciul tur cu Călimăneștiu, toată comuna și inclusiv un sfert din Slatina la meci acolo. A fost un meci pe care l-ați condus la Carpo Lăfine, ați condus cu 2-1, mi se pare că au dat 2-1 pentru Curtișoara, apoi a venit golul al treilea, 3-1 și toată lumea era foarte bucuroasă. Vă mai întâlniți cu sătenii prin comună, cum ați la antrenamente, la stadion, zic că v-au încurajat și la meciul retur, au venit cu galerie, cu... Care credeți voi că ar fi relația unui jucător de fotbal cu publicul, care înseamnă al 12-lea jucător, așa zic ziariștii? Noi avem o relație foarte bună, chiar ne sunt alături și ne salută, stăm de vorbă la antrenamente sau atunci când ne întâlnim cu dumnealor. Sunt destul de numeroși și de cele mai multe ori ne ajută, chiar și la meciul cu cei de la Caracal au fost al 12-lea jucător, da, i-am simțit aproape. Dacă sunt reproșuri, încercăm să nu le luăm în calcul și să ne vedem de joc. Dar nu prea sunt de obicei reproșuri din partea lor. Tu cum consideri că e publicul din Curtișoara? Pentru că, intrând în Liga 3, automat o să jucați pe sintetic, să spun, sau pe top ăsta. Dacă intrați în Liga 3, s-a făcut deja... Cred că o să fie tot iarbă. Tot iarbă? Da. Așa? Și la Liga 3 nu mai e ca la Liga 4, nu? Corect. Că publicul știi cum e. Te înalți acum un piedestal de 100 de metri și când ai făcut o greșeală sau ai ratat-o aia, te duce sub pământ la 100 de metri. Exact. Nu? Da. Ce zici de publicul din Cârtișoara? Este unul foarte, foarte mare. Le mulțumim pe această cale că vin la meciuri și ne încurajează. Să vine și dacă încolo. Sigur că da, avem nevoie de ei la fiecare meci acasă, pentru că într-o oarecare măsură ne încurajează și ne împing de la spate. Eu chiar am rămas foarte uimit de oamenii care au venit la meciul de baraj cu Cozia Călimănești. Au fost foarte mulți, nu mă așteptam. La retur. Și la tur și la retur. Da, pot spune că victoria pe care am obținut-o la meciul cu ei, puteam să le dedicăm lor. Păi ați dedicat-o lor, da? Da. N-am mers până la capăt dedicația. Din păcate, nu. Dacă aruncăm o privire pe echipele din Liga 4, în afară de Curtișoara și Caracal, mai sunt și alte echipe. Voi presupun că le cunoașteți pe toate, că a jucat la ei pe acum, tur-retur. Radu Mireș, Mărunțești, Slătioara, primele, hai să zicem, 5. Vă e teamă de vreun an returul ăsta de campionat? Teamă este mult spus. Mă rog, frică, hai, o frică așa mai mică. Da, sunt echipe pe care le luăm în serios, bine, toate echipele le luăm în serios, dar le pregătim, jocurile cu ele le pregătim mult mai atent. Sunt jucătorii pe care îi cunoaștem și echipa foarte bine și ne putem stabili un plan de joc și o tactică pe care să o abordăm împotriva lor, să ieșim învingători. Acum, luăm primele echipe în afară de Caracal unde aveți în deplasare. Cu astea ai după până la locul 6, Radu Mireș, Mărunțești, Slătioara, Coteana. Care e procedura? Cum ați avut la ei și acum aveți la Curtișoara sau care e invers? Păi cu cei de la Radu Mireș. Ala e meciul vostru. Și o să avem la Curtișoara. Care e meciul, un meci, ca să zic așa, cu ghilimele al răzbunării, nu? Aia, vă rog, cu ghilimele. Da. Iar cu cei de la și cu cei de la Slătioara avem tot la Curtișoara, la noi acasă. Și celelalte două echipe sunt în deplasare. Radu Mireș și Coteana, astea care sunt, zici că Coteana sunt și Mărunței. Coteana și Mărunței. Și Mărunței. Sunt în deplasare, da. Deci meciuri grele, meciuri care pot avea orice rezultat, fără să te aștepți, să nu-ți iasă ceva într-o zi. E valabilă și pentru cei de la Caracal, trebuie asta. Exact, din păcate, asta e una dintre probleme, să zic așa, la noi, pentru că nu ne permitem să greșim, cel puțin din punct de vedere al rezultatului. Fiecare punct pierdut poate fi, să zic, capital și trebuie să câștigăm fiecare meci față de celelalte echipe. Unele cred eu că vin
și joacă împotriva noastră sau celor de la Caracal fără să aibă o presiune din punct de vedere al rezultatului. Da, și ce le iese? Dacă iese, dacă nu, nu. Exact. Deci, în general, sunteți mulțumiți de ce faceți voi la Curtișoara? De voi și celălalt, cu conducerea administrativă, cu antrenorii, cu... E bine sau e rău? Sau e loc de mai bine? Alin? Da, este foarte bine. Eu cred că suntem pe drumul cel bun. Da? Ne dorim foarte mult accederea în Liga 3, dar pot spune că ne așteaptă un retur de foc. Dar bine s-a dus o etapă. Da, cu multe meciuri foarte grele. Dar sunt sigur că putem face fața presiunii și să ne obținem promovarea, pot spune. Da, o să luăm o scurtă pauză, după care vom reveni cu partea a doua emisiunii. Pauză și revenim. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Revenim cu partea a doua emisiunii Stadion de astăzi și de la începutul lunii martie. Invitații mei din această seară, reprezentanții formației de fotbal ACS Oltu Curtișoara, echipă care se bate să câștige Liga 4 și să meargă la barajul de promovare în Liga 3. Au ceva experiență că au pierdut în baraj, se pare că din experiențele astea mai triste înveți și poți să câștigi barajul. După cum știți, la nivelul județului se organizează și Cupa României. Anul trecut, dacă mi-aduc aminte bine, ați câștigat. Tot cu Caracal în final, dacă mi-aduc aminte bine, nu? Da. Așa. Se urmărește ca echipa voastră de la Curtișoara să fie angrenată și în Cupa României și să meargă pe două planuri, adică Liga 4 să câștige seria și, bineînțeles, barajul și să meargă în Cupa României? E un trofeu pe care ne bucură să-l avem. Anul trecut ne-a dat și ocazia să jucăm cu alte echipe bune din alte județe. Cu siguranță, când la momentul la care vor veni meciurile din cupă, o să fim pregătiți și nu cred că ne dăm la o parte, jucăm întotdeauna la victorie. Da, te rog. Consider că meciurile astea de Cupa României, care au o anumită miză, sunt bune jocuri de pregătire în vederea îndeplinirii obiectivului principal? Da, pot spune că da, dar trebuie să ne axăm pe campionat foarte mult. Adică n-a legit după doi epru, cum să spune. Da, a trebuit să ne axăm pe campionat, dar avem un loc destul de mare și cred că putem merge pe ambele planuri, da. Până unde se poate. Trofeu e trofeu, știu că anul trecut, cu trofeu, cu medalii, cu premii în echipament sportiv, dacă nu mă înșel, nu? Exact, e o ceremonie frumoasă organizată pe terenul, pe complexul 1 Mai din da. Slatina, unde suporterii vin în număr mare, iar nouă ne dă ocazia să jucăm pe un gazon foarte bun. Și foarte lat. Și foarte lat, să ne permită să punem în valoare jocul pe benzi, pe care încercăm să-l punem în practică. E cel mai important jocul pe benzi, că îți face apărare. Dacă v-am întrebat de la Domireș Mărunțești, Lătioara Cuten, hai să vă întreb și de Caracal. Cum așteptați meciul cu ei? Care e în etapa, nu știu dacă e, a 6-a, 7-a de înretur, dacă nu mă înșel. Mai spre coadă, în orice caz. Exact, mai e până la meciul cu ei. Să mai încălzește și vremea, să mai usucă și terenurile, poate nu mai plouă. Cu anță trebuie să câștigăm, nu avem altă opțiune. Aveți și varianta egalului. Da, avem și varianta egalului, dar este un rezultat periculos, egalul, nu putem să mergem la egal acolo. Da. De asemenea, cred că putem să facem un joc bun și la ei, pentru că și acolo terenul ne ajută. Terenul din parc, da. Arbitrajul cred că va fi unul bun și echitabil. Cum de altfel a fost până acum, cu mici greșeli care se fac. Sunt inerente, se fac greșeli la Liga 1. Exact. Și greșeli grave și cu VAR-ul, da, păi așa. Exact, da. Deci aveți încredere tu, cel puțin tu, cum vezi meciul cu Caracal, care e în etapa care e, nu mai știu exact în mine. Păi o să fie un meci foarte greu, joacă da. Acasă, dar cred că o să fim pregătiți să dăm totul pe teren și să ne îndeplinim obiectivul. O să mergem la ei de a câștiga. Ne dorim victoria, clar, și nu acceptăm înfrângerea, sau cel puțin egalul. Mergem. Deci, dacă să mergi la două capete e greu, ori te duci să dai cu totul, ori dacă nu aștepți. O să mergem la victorie.
să meargă la victorie. Ce aveți de transmis concitadinelor voastre, Curtișoara, nu voi, de cu celelalte echipe pe care le veți întâlni? Sunteți la televiziune, sunteți un loc public, lumea se uită la emisiunile astea de mele de sport, se uită și din alte comune ale județului. Deci au fost ea de la Curtișoara și ne-au transmis că... Ce le transmiteți? Și dacă avem un mesaj de transmis celorlalte echipe, ne cunosc și întotdeauna când jucăm contra lor, cred că e o competiție bazată pe respect, deci trebuie să ne respectăm până la finalul campionatului. Tu la fel, nu? Da, suntem echipa după primul loc, dar o să jucăm fiecare meci, adică la victorie. Voi după primul loc îi respectați pe ei, ei la rândul lor, voi sunt fiți pe primul loc, trebuie să vă respecte și ei. Așa trebuie să fie, fără incidente, fără cartonașe roșii, fără accidente și așa mai departe. Exact. În acest an la Curtișoara sau de când ești la Curtișoara, care e cel mai neplăcut moment pe care l-ai trăit cu echipa de fotbal? E valabilă întrebarea pentru amândoi. Pentru mine cel mai neplăcut moment a fost pierderea barajului. Da. Care cred că a fost și primul meci slab făcut de echipă. În rest am avut parte de momente frumoase, atât la antrenament cât și la meci. Ne bucurăm cu toții de ședințele de pregătire și pe lângă a fi cu echipier, suntem și prieteni. Tu care a fost tot așa? Păi pot spune că au fost două momente grele. Așa, care? Prima a fost moartea antrenorului Marius Popa, care m-a adus la Curtișoara. A fost un lucru, uite, s-a trecut anul. Da. Și s-a întâmplat exact când a jucat finala cupei, dacă nu da, atunci exact. Perioada. Ne-a dezechilibrat un pic primirea veștii. Victoria a fost a lui, i-am dedicat-o. Da, știu. Da. Și al doilea a fost pierderea barajului. Deci două evenimente mai neplăcute, dar de viața e făcută și din plăcere și din neplăcere. Da. Până la urmă, dispariția unui antrenor sau oricărui om dintre noi este o... Mai ales că el a fost creator de talent, el a luat copiii juniori, i-a crescut, i-a trimis pe unde i-a trimis, avea echipe de juniori pe unde avea. E adevărat că știu că ați avut o chestie grea atunci când ați aflat. Da, și cu el a început proiectul... Da, Curtișoara și așa mai departe, da. Asta este situația, trebuie să mergem înainte, viața merge înainte. Yes. Pentru că sunteți fotbaliști, pentru că presupun că urmăriți campionatul românesc, Liga Națională, ligile astea din Anglia, din Franța, din Germania, ați văzut ce fotbal se joacă acolo. Da. Noi o să ajungem poate peste 100 de ani acolo să jucăm la nivelul ăsta. Aș vrea să vă întreb de fotbalul românesc, cum îl vedeți voi acum? Fiind mai tineri, eu vreau să vă spun că acum 40 de ani fotbalul românesc era departe. Aveam jucători foarte valoroși care s-au integrat foarte bine în echipele din Occident unde s-au transferat. Avem echipă Steaua care în 86 a câștigat Liga Campionilor, actualmente UEFA Champions League. Avem celelalte echipe, Dinamo care acum e în Liga a doua, învingea Hamburg și Lazio. Hamburg era deținătoarea trofeului în anul ăla. Echipa din Craiova, Universitatea Craiova, care a ajuns prima echipă românească în semifinalele unei cupe europene și a pierdut la mare luptă, un egal acasă, dacă era ca de acum să juca meciul, că era s-a dat pe golul dat în deplasare. Cum vedeți voi fotbalul românesc acum? Cum vi se pare că e fotbalul românesc la nivel, hai să spunem, de Liga 1? Da, Liga 1 este o competiție cu jucătorii buni, nu știu de ce lipsesc și performanțele. Probabil că undeva legătura dintre noi și cei din străinătate se pierde. Nu știu exact care ar fi problema, dar cu siguranță trebuie rezolvată, pentru că odată ce nivelul fotbalului din Liga 1 va crește și cel din eșaloanele inferioare va crește. Tu cum vezi fotbalul din Liga 1? Îți place, te uiți, mai schimbi telecomanda la alt campionat? Sincer, prefer să mă uit la alte campionate. Alte campionate, la Premier League. Care îți place cel mai mult? Premier League. La englezi? Da. Da, la englezi, că am văzut aseară un scor. Manchester United pusă cu botul pe labe de Liverpool. Aia, nu dau 3 sau aia dau 7-7. Exact. Vedeți, fotbalul românesc e pe făraș cu boală în jos. Credeți că infuzia asta de jucători străini care îi aduc echipele astea de Liga 1 are două aspecte. Unul, că nu-i dai voie unui junior român, unui tânăr român să ia locul altuia. Și în al doilea rând, când te duci la echipa națională, vezi că n-ai cu cine să o faci. Da, exact. Mă uitam... Când dau grilele de start, de joc, la Liga 1, din 11, 7 sunt străini, la o echipă, în partea asta sunt 5. Deci din 22 ai jumate străini. Cum vedeți chestia asta cu jucătorii străini în campionatul românesc? Jucători străini care, hai să fim serios, sunt cam la
nu sunt așa aleși pe sprânceane, sunt cam la grămadă. Exact, cum și echipele din afară, cred că pe modelul lor au fost luați acești jucători. Și echipele din afară au jucători străini, doar că au posibilitatea financiară de a aduce jucători de valoare. La noi, din păcate, jucătorii străini de valoare fac parte din eșaloanele inferioare ale campionatelor. Liga 3, a 4, a 5. Puternice, exact. Un rol, cred că l-au și impresarii care urmăresc anumite... Și patronii de acolo care vor rezultate venituri. Pe loc, care vor rezultate. Exact. Dar e bun o astfel de măsură? Ce zice Alin? E bun o astfel de măsură? Eu cred că ar trebui să dea mai multă încredere tinerilor jucători care vor să se afirme. Care da, vor uite, avem școli de fotbal la Slatina, n-au grămadă. Ies, fac 17-18 ani, nu poți să-l bagi niciunde, că n-ai unde. Toate echipele, vorbesc de astea, de Liga 2 și de 3, mă rog, la Liga 2 mai puțin străin, dar la Liga 1 e... Da, e un val. E un val care nu are nicio performanță și decât cheltuie bani. Și de echipa națională ce ziceți? Ne calificăm sau nu? Că aici rămân în serie cu Elveția și cu Kosovo și cu Israel. Mă rog, restul nu mai contează. Cred că avem șanse anul care vine la Euro să ne calificăm. La turneul final. Da. Și eu sunt optimist. Nu am trăit până acum o performanță mare a echipei naționale, dar... Am trăit-o pe asta cu conferanța, cu echipele astea din fosta Serbie, cu Muntenegru, cu Macedonia și cu alte echipe. Da, trebuie să se mobilizeze la nivelul lotului și probabil că putem să-i vedem și la televizor la meciurile importante de la turneele finale. Turneele finale europene, că mondiale e mai greu. La mondiale e mai greu, da. Poate generația voastră, el că e mai tânăr și generația astea care sunt, că toți își doresc să ajungă unde să ajungă. Și luați exemplul Compagno, din Liga 4 italiană, a ajuns la Lotul Național. El a avut o creștere și la Craiova, și la Steaua, și peste tot, și tot așa. Bun, am ajuns la finalul emisiunii noastre. Aș vrea să vă întreb dacă mai aveți vreun mesaj de transmis. Către public, către colegii voștri de echipă. Eu către public să vină în continuare să ne susțină, da. Să fie alături de echipă, iar colegii să ne vedem max la antrenament. Max la antrenament și la tine la fel. Da. Vă mulțumesc pentru faptul că ați răspuns invitației noastre. Sigur. N-am decât să vă urez succes pentru mulțumesc. Perioada care urmează, mulțumesc. Mai ales că vin meciuri foarte grele și trebuie să vă concentrați. Și trebuie să împăcați, cum se spune, și capra și varza cu serviciu și cu fotbalul, că până la urmă e o pasiune la nivel mondial. Nu există sport iubit în lume decât fotbalul. Și acum fiecare, cât e tânăr, joacă, face, promovează, nu promovează, are un scop în viață. Și la voi scopul este pro Liga 3. Exact. Înainte să închidem emisiunea, să reamintim că în ultima etapă la fotbal, CSM Slatina întâlnește sâmbătă pe 11 martie echipa Unirea, deci în ultima etapă a sezonului regular, iar pe 12 la handbal, în Liga Florilor, la sala LPS, echipa Clubului Sportiv Municipal va întâlni CSM Târgu Jiu, un meci extrem de important, care, dacă va fi câștigat și pe care îl dorim din tot sufletul, să crească șansele de... cum să spunem, de rămânere în Liga Florilor a echipei din Slatina, care este în al 7-lea an de activitate în Liga Florilor. Încă o dată vă mulțumesc, vă urez succes, mulțumesc, sper să ne întâlnim la curtișoara la meciuri. Atât pentru această seară, vă dorim o seară plăcută în continuare, la revedere!